Salut! Discut în clipul acesta despre cum să alegi o temă pentru WordPress. Vrei să-ți faci un blog sau un site sau un magazin online și vrei să alegi o temă pentru WordPress. Cum faci? În primul rând, ar fi bine să știi cum să cauți. Și eu am dat aici un link pe care, dacă vei face click, te va duce la o căutare care îți arată cele mai bune teme de WordPress, care în același timp sunt și responsive. Responsive înseamnă că dacă te uiți la site-ul acesta, arată așa, da? Prima pagină. Dacă îi dau redimensionare, arată în continuare bine. Dar dacă redimensionez și foarte mult, adică nu doar cât am făcut acum, ci foarte mult, se strânge meniul, da? Bara laterală a fost pusă jos de tot și chiar la o rezoluție extrem de mică, site-ul poate fi citit. Asta ar fi varianta de mobil. Deci, un site responsive îți permite ca site-ul să arate decent pe mai multe rezoluții. Uite un site, un magazin online. De fapt, sunt multe magazine online care au acum variantă de mobil. Cum s-a încărcat. Deci, site-ul PC Garage e extrem de lat pe o rezoluție foarte mare. Eu am rezoluție 1920x1080. Deci se vede foarte lat pe rezoluția aceasta. Mă ocupă dintr-o pagină, parte în cealaltă a imaginii, a ecranului. Dar pe măsură ce îl strâng, site-ul se adaptează, se afișează diferit produsele, mai multe sau mai puține pe pagină și chiar și la o rezoluție extrem de mică, site-ul se poate naviga. Apar așa. Aici mi arată cele mai importante elemente din meniu. Deci e un site foarte ok pe partea de, din punct de vedere responsive. Și atunci vă recomand, în principal, când căutați o temă, să căutați teme responsive. Deja o mare parte din noile teme sunt făcute pe criteriul acesta. A devenit chiar dificil să găsești o temă care să fie cât de cât bună și populară și să nu fie responsive. Deci majoritatea temelor noi îndeplinesc criteriul acesta oricum. Dar nu vă strică totuși să căutați strict teme responsive, pentru că n-are rost să vă uitați pe o temă, să vedeți dacă vă place sau nu și ulterior să vă lămuriți că nu e responsive. E mai simplu să căutați direct teme responsive. Și o să vedeți că sunt multe liste de astfel de teme. Bun. Acesta este criteriul. Deci primul criteriu pe care vă sugerez este responsive. Ok. Hai să deschidem niște site-uri cu sugestii de teme pentru WordPress. Am specificat aici să fie doar din luna trecută, pentru că în felul acesta, doar articole create în ultima lună, pentru că în felul acesta voi vedea doar cele mai recente teme și în general sunt destul de ok. Sunt sigur că sunt teme mai vechi care sunt foarte bune, dar nu vreau să mă complic și prefer varianta ușoară. Dacă ar fi să am timp nelimitat, poate m-aș apuca să caut teme din 2008, că sigur printre ele voi găsi o temă bună. Dar pentru că nu am timpul să fac acest research, dacă ar fi doar să reduc la cele mai importante lucruri, criteriul pe care vi l-am dat aici este, în opinia mea, destul de bun. Bun. Când vă uitați pe o temă de genul acesta, vă uitați să aibă două lucruri. Demo și variantă de download. Trebuie să vă gândiți foarte clar dacă vreți free sau premium și din experiența mea nu aș merge foarte, ar trebui să am un motiv foarte bun să merg pe o temă free. Nu vă recomand să folosiți teme gratuite. Folosiți teme premium, sunt mult, mult mai bune. Costă 50 de dolari o temă. E infim prețul față de avantajul de a avea un site. Adică dacă folosiți tema aia 2 ani de zile, vă costă 25 de dolari pe an să aveți o temă modernă cu tot ce trebuie. La un site care e cât de cât muncit, avantajul ar trebui să fie mult mai mare decât un cost de 25 de dolari pe 2 ani de zi. Nu știu, eu nu aș merge pe variantă free. O problemă importantă la temele free este că sunt extrem de simple. Aparent e de bine. Uite, am o temă simplă. Wow, ce bine! Problema apare când vrei să mai adaugi ceva. Și atunci te vei complica. Și care complicații de obicei e mai costisitoare decât 25 de dolari pe an. Deci, nu știu, n-aș merge pe teme free.
Și când vă uitați la liste, să aibă două lucruri. Demo și linkul producătorului. Hai să ne uităm. Free nu dorim. Demo și details download, da? Site-ul producătorului. Aici free and responsive. Nu dorim. Ok. Și aici e free. Și avem două linkuri. Nu trebuie foarte multe, pentru că îți arată cele mai recente teme. N-ai nevoie să uiți pe 100 de teme în principiu. Acum, ce temă să alegeți? Hai să vă dau niște exemple. Trebuie să fac undeva un click. Haideți să pun pauză până îmi deschid niște exemple. Bun, sunt mai multe tipuri de site-uri pe care puteți să faceți. Puteți să faceți site de prezentare, care ziceți acasă despre noi servicii contact. Puteți să aveți un blog în care postați, uite ce s-a mai întâmplat, uite niște știri, uite un articol. Există o categorie specială numită magazine, care sunt de fapt ceva gen reviste glossy sau ceva gen portal de știri. Deci, în principiu, pentru cei care au multă informație de dat în același timp. O să revin la ideea asta ulterior. Ideea e că se merge mai mult pe teme magazine decât ar trebui, în opinia mea. Adică sunt mulți care n-ar trebui să aibă magazine, dar totuși își pun o temă tip magazine. O să revin la ideea asta. Apoi sunt teme de WordPress pentru e-commerce. Există teme nișate, doar pentru imobiliare, doar pentru avocați, lucruri practice, biserici, nu știu ce. Este suficient în linkul de mai sus să modificați căutarea. Adică în loc de responsive puteți să puneți niște lucruri precum real estate sau lawyer sau church sau nu știu ce. Și obțineți liste recente, deci din februarie 2015, cu lawyer teams. Și în principiu găsiți ceva care e dedicat. De exemplu, la lawyer eu personal n-aș folosi. Ei au culori, da? Deci la lawyer, temele pentru avocați au anumite culori. Apoi, temele pentru biserici poate să aibă niște evenimente care se întâmplă. Sau, nu știu, niște lucruri care sunt specifice comunității unei biserici. Și are și niște culori și un stil și nu știu ce. Real estate. Aici chiar, deci dacă la... Sunt unele nișe pe care n-aș merge neapărat pe o temă custom, pentru că e posibil ca o temă făcută pentru biserici, în opinia mea, să nu fie atât de populară ca o temă de interes general. Și prefer o temă de interes general, că ea să-i pune o poze și text, mai degrabă decât o temă făcută special pentru biserici care să aibă o tracțiune mult mai mică, adică să nu fie atât de atractivă pentru alții și atunci să nu fie populară și atunci să nu fie cumpărată și atunci dezvoltatorii să n-aibă interes să o lucreze în continuare foarte mult la ea. Pe când dacă e o temă foarte populară și foarte generalistă, dezvoltatorii lucrează la ea. Mă rog, nu neg că e util, merită să căutați, faceți un research, dar nu mergeți neapărat, domnule, am un site de biserici, trebuie să folosesc o temă de biserici. Nu funcționează lucrurile așa. La categoria real estate, aici aproape întotdeauna recomand să folosiți temă de real estate pentru că au niște lucruri foarte specifice, de genul proprietăți, apartamente, număr camere, au tot felul de lucruri care sunt dedicate celor care se ocupă de imobiliare. Deci acolo mergeți aproape întotdeauna pe o temă dedicată. Bun. Și o să vă arăt aici tot felul de exemple de teme. M-am uitat în linkul de aici, aveam la sfârșit avea niște linkuri către alte site-uri. Da, asta e o temă. O să mă uit rapid, nu o să stau foarte mult la ele. În principiu, asta e o temă de tip blog, dar dacă vrei neapărat, poți să faci, uite, are o pagină de tip sales letter. Și atunci, dacă vrei, poți să folosești tema asta pentru o pagină de genul ăsta. Sau poți să ai o pagină, dacă nu-ți place cum arată prima pagină aici, îți mai dau o variantă. Uite, ce zice de o pagină, prima pagină care arată așa. Asta deja e altceva. VP Zoom, iarăși. Ăsta e un fel de site de prezentare, să zicem. Dar dacă vrei, poți să ai prima pagină să arate mai degrabă așa, care e un blog. Dacă vrei, poți să ai cu sidebar în stânga, dacă vrei, sau fără sidebar.
sau testimoniale au niște pagini predefinite. Ăsta ar fi mai degrabă site de prezentare, dar dacă vrei, poate deveni și magazin online. Legat de chestia asta, dacă site-ul vostru nu e magazin online și nu intenționați să devină magazin online, nu luați temă magazin online. E mai complicată interfața și la câte teme sunt, nu o să aveți în principiu nicio problemă să găsiți o temă de site de prezentare care nu e magazin. Adică eu n-aș lua o temă cu care nu e e-commerce. Eu n-aș lua o temă de e-commerce și să o folosesc la magazin de prezentare sau blog. Aș lua o temă de e-commerce dacă am nevoie de e-commerce. Sunt niște discuții în online că WordPress nu e pentru e-commerce. Citiți despre asta. Nu e, răspunsul nu e niciun caz clar. Sunt tot felul de plugin-uri, de teme, de customizări, de opțiuni. În principiu, e un mare sâmbure de adevăr acolo. Adică, da, aș spune și eu că, în principiu, WordPress nu e pentru e-commerce, dar contează. Sunt atât de multe criterii și atât de multe lucruri de știut încât nu o să vă dau răspunsul aici cum ar trebui să faceți sau nu. Rețineți că în principiu există platforme de e-commerce dedicate și care teoretic ar putea să fie mai bune. Pe de altă parte, WordPress e cunoscut de foarte multă lume, e foarte familiar multora și dacă îți găsești o temă care îți place și ție ți-e mișcă ok, de ce nu? Știi? E undeva la limită. Acum depinde și ce magazin ai, că poți să ai un magazin mititel care are un formular de comandă și asta e, sau poți să ai un magazin enorm cu nu știu, tot felul de contul meu și vrei customizări și vrei un coș special și vrei un proces de comandă și vrei să faci tot felul de update-uri și ai nu știu câte mii de produse și vrei tot felul de adăugări, pentru aia s-ar putea să nu fie bun WordPress. Adică, da, există magazine și magazine. Trebuie văzut și în principiu trebuie citit. Și iarăși sfatul meu o să fie perimat în 6 luni de zile, nu o să mai fie valabil. Pe când articolul ăsta vreau să-l păstrez mai mult de atât. Așa că în principiu la întrebarea merită să pui e-commerce pe un blog sau slash site WordPress, răspunsul e depinde și citește. Cam asta e. Și nu scopul meu nu este să dau răspunsul aici. Dar reține că, uite, asta e o pagină doar pentru magazin online, are select options, îți alegi nu știu ce produs, deci asta e un WordPress, dai adaugă în coș și are un proces de coșul meu. Ok. Asta e un site de prezentare. Poți să-ți alegi, dacă vrei, blog. Ăsta acum arată un post individual, un articol care din vari motive nu trebuie să aibă bare laterală. Ăsta cred că era magazine și ăsta e tot magazine. Și ți-ar afișează aici foarte, foarte multe informații. O să revin la ideea când să folosești magazine și când nu. Ăsta, de exemplu, poți să folosești pentru mai multe chestii. Avantajul e că poți să-l folosești pentru mai multe chestii, dezavantajul e că pentru că poți să-l folosești pentru mai multe chestii, e inerent mai complicat. Adică trebuie să știi un pic mai bine customizare. Dacă vrei, poți să-l faci din țânțar al măsar, să fii și călare și pe jos, tot felul de combinații de genul ăsta. Dar e mai complicat de administrat un site care îți permite în același timp mai multe lucruri. La fel și acesta. Ei îți arată aici mai multe variante. Hai să vedem varianta e-commerce. Cum ar arăta e-commerce? Pa! Și poți să-ți alegi dacă vrei cu e-commerce, dacă vrei fără e-commerce. Dacă... Da. Magazin online. Poți să alegi pagina de tip shop. Select options. Vrem un laptop duo. De care dimensiune? Câte produse? Hai să mergem la finalizare comandă. Și te întreabă acum și când dau plată, da, deci asta e pentru e-commerce. O să vă dau și linkul acesta. În principiu e un link ok în care poți să vezi cele mai vândute teme WordPress de ultima săptămână. În principiu e o listă destul de bună. Uitați-vă și aici că sunt niște exemple destul de bune. De exemplu, asta e cea mai vândută temă probabil de pe Team Forest pentru o multă perioadă. Și pentru că e foarte, foarte
flexibil, ai, poți să faci foarte multe lucruri în același timp, ai tot felul de opțiuni. Iarăși o altă temă care e extrem de puternică, în sensul că poți să faci și aia, și aia, și aia. Aceeași temă, poți să faci mai multe lucruri. Fotografii, nu știu ce, blog, business, restaurant, one page. O să ne lansăm în curând. Asta e pagina de prezentare. Uite, vrem să-ți arătăm ce facem. Uite, asta. Și asta e pentru real estate. Bun. E un criteriu care zice să nu tăia, să nu tai ce nu e ok să tai. Adică, dacă avem tema asta, și tu vrei să zicem, în afară de asta vrei e-commerce. E foarte complicat să vrei ulterior e-commerce. Dar să zicem că nu vrei e-commerce. Vrei un layout pe care nu-l găsești aici. Vrei... tu vrei neapărat o funcție tip calendar și știi că o să fie folosită foarte mult. În cazul ăsta, caută de la bun început. Eu notez aici ca să modific un pic textul. Caută de la bun început template-ul pe care îl dorești. Deci, dacă vrei un calendar, caută de la început un template cu calendar. Nu merge pe ideea, domnule, o să găsesc eu ulterior un calendar. Sunt unele chestii ușor de adăugat și unele chestii greu. De exemplu, dacă vrei neapărat slider, caută o temă cu un slider care îți place. Nu merge pe ideea, hai că pun un slider separat. Complici lucrurile inutil, ținând cont de numărul de teme care vin cu slider foarte ok. Ar trebui să găsești ușor o temă. Dacă ții neapărat și chiar nu găsești și nu știu ce, și numărul opțiunilor tale pentru teme sunt două, da, bineînțeles, ignoră criteriul ce am spus aici și nu știu ce. Dar în principiu, caută încă de la bun început ca tema să vină cu tot ce ai nevoie. Vrei tu ceva? Bun, găsești o temă pe gustul respectiv. Pe de altă parte, dacă tema vine și cu asta și cu asta, nu te limita. Nu spune, domnule, dar ea a venit cu 6 funcții. Vreau și eu 6 funcții. Nu. Alege 3 funcții dacă doar de 3 funcții ai nevoie. Caută să ai o temă cât mai simplă. Simplă de tot. Uite, ăsta e blogul meu. Un meniu, un newsletter și câteva lucruri pe aici, site-ul și la sfârșit o parte de final. Deci, un site foarte simplu, în opinia mea. Bun. Hai să pun un site așa. Există, poți să ai puțin conținut sau poți să ai mult conținut. De exemplu, dacă ești Wikipedia, o să ai un site care arată diferit decât un site mult mai simplu. Deci Wikipedia, când intri pe ea, când intri pe România, nu știu să scriu releu, e plină de link-uri și de lucruri de făcut și de nu știu ce. Pentru că au extrem de mult conținut. Și asta e doar o prima parte, da? E doar o chestie sumară. Ei sunt mult mai așa. Dacă ai un site, dacă ai foarte mult conținut, sau invers, să zicem că vrei să adaugi mult conținut, hot news, în fiecare zi, deci astea știri de maxim 48 de ore. Deci asta e o știre de ieri, atât. Deci uite câte știri au aici, da? Deci foarte mult conținut. Deci dacă ești Wikipedia, ai mult conținut, sau hot news, adaugi mult conținut, ai nevoie de o temă foarte încărcată, pentru că nu poți să livrezi mult conținut în același timp, fără să ai o temă complicată. Faza e că eu n-am lucrat niciodată cu un client de dimensiunile Hot News sau Wikipedia. N-am lucrat. În schimb, am întâlnit mulți clienți care doresc, păi uite, vreau și eu un site ca Wikipedia, uite ce frumos e, uite cât de încărcat e. Sau ca Hot News, ia uite. Dacă lor le merge, mie de ce nu mai merge? Diferența între, e ca, cum spunea Salvator Nadali, diferența între mine și un nebun e că eu nu sunt nebun. Diferența între hot news și majoritatea site-urilor e că majoritatea site-urilor nu sunt hot news. Lucrurile sunt simple. Dacă nu aveți un site extrem de complicat, alegeți o temă care nu e foarte, foarte încărcată.
Vă recomand teme simple. Și când spun teme simple, nu înseamnă neapărat să vă placă cum arată. Deci când alegi... Ok, hai să notez. Deci, când intri pe o temă, trebuie să-ți placă prima dată cum arată, cum se mișcă, cum nu știu ce. Să ai o impresie bună. Ăsta e cel mai important criteriu. Să-ți placă de aici. Ulterior, domnule, eu n-am nevoie de asta, vreau să tai asta, asta e ușor. Și taie, taie cu fără cruțare, fără niciun pic de milă. Taie imediat, orice, orice nu-ți place, taie. Demo. Îți arăt o variantă a site-ului. Hai să închidem. Uite, arată frumos, se mișcă, se nu știu ce, dar tu n-ai nevoie de asta. Fără nicio jenă, taie, taie imediat tot. Ok. Dar contează ca prima dată când ai intrat, da, îmi place meniu, îmi place asta, îmi place asta. Da? Deci să ai prima impresie puternică. Apoi, contează dacă conținutul tău e relevant sau nu și peste o lună. Sunt bloguri care postează conținut care rămâne valid peste o săptămână și sunt bloguri care, a căror conținut nu mai e valid după 3 zile. Dacă conținutul tău e valid tot timpul, poți să pui pe prima pagină mai multe lucruri, pentru că e valid. Da? Pui, vorbești despre sentimente, emoții, filozofie. Așa. Pe de altă parte, dacă vorbești despre știri, despre legislație, despre turism, oferte turistice, asta nu o să mai fie valabil foarte mult timp și la un moment dat vor expira. Trebuie să, pe prima pagină ar trebui să ai mai puțin conținut în cazul respectiv. Oferte turistice a fost un exemplu neconcludent, pentru că sunt unele care sunt perene sau, mă rog, n-a fost cel mai bun exemplu. Se uită unii oameni la preț, dacă e 40 de dolari sau 60, dacă e... cel mai puțin important criteriu. Alege o temă care îți place. Ăsta e principalul criteriu. Între 40 și 200 de dolari, diferența e atât de mică încât neplăcerea de a alege o temă mai urâtă, pentru că am făcut o economie la câțiva, și 100 de dolari costă foarte puține teme. În general e între 40 și 70 de dolari. Cam asta e gama. Dar nu merită să faci reduceri la 10 de dolari dacă nu-ți place. Alegem principalul criteriu, trebuie să fie calitatea temei. Cum alegi culorile? Dacă tu ai culori roșu și portocaliu, în opinia mea n-ar trebui să alegi tema asta, da? La logo, dacă ai roșu și portocaliu, pentru că asta e plină de albastru. Caută o temă roșie și portocalie. Deci culoarea logo-ului ar trebui să fie principalul criteriu. Tu chiar dacă poți să schimbi culorile, am văzut experimente de genul, domnule, luăm culorile și le punem altele. Nu e o idee bună. Lăsați culorile cum sunt ele. Sunt suficiente teme pe lumea asta să-ți găsești de la bun început o temă care are portocaliu sau roșu. Chiar dacă nuanța nu e ideală, eu nu spun că n-ar trebui să schimb culorile. Schimbă-le. Fă-l de la portocaliu deschis, fă-l portocaliu tău un pic închis și cu tentă de roz, dacă asta e culoarea ta. Deci poți să o adaptezi culoarea, dar nu schimba tema asta din albastru să o faci portocaliu. Pentru că nu e doar culoarea de aici sau culoarea de aici. Culoarea respectivă se regăsește în multe locuri și, în general, fără să vă jignesc, încerc să vă zic că oamenii nu prea sunt buni să aleagă culori și o să iasă un rezultat disgrațios. În general, mă feresc cât pot de mult să schimb culorile. Pe de altă parte, la blogul meu, aici am făcut ca la mouseover să fie textul subliniat și să fie colorat diferit. În varianta originală era altă, oricum era ceva diferit, deci nu mai știu cum era, dar nu era așa. Bineînțeles că poți să faci o schimbare de genul ăsta, dar n-am schimbat culorile de bază ale temei. Da? Culori contrastante. Deci sunt două tipuri de teme mari. Cum e tema mea cu alb pe negru, cu roșu, foarte intensă, puternică, nu știu ce, și unele mai soft, mai domoale. Asta, la prima impresie, pare mai domoale. Are verdele ăsta care e mai contrastant, dar în principiu e destul de... Nu e foarte agresiv, e mai calmă. Sunt unele și mai calme, dacă... Căutăm, sunt sigur că vom găsi. Asta, de exemplu, e un pic mai calmă. Are aici culorile puternice, dar în general sunt culori mai simple.
Asta, de exemplu, e mai relaxantă. E un... Nu știu ce culoare e asta. Nu are un contrast atât de puternic, e mai soft. Da? E mai caldă, e mai... Mă refer în special la cât de puternică e culoarea, cât de agresivă. Da? Și poți să mergi pe foarte sau pe puțin. Iarăși, uită-te la logo. Dacă logo-ul tău e foarte agresiv, alege un site cu culori agresive. Dacă ai un logo de mult și simplu și liniștit, nu alege o temă foarte contrastantă, ci una cu culori cât mai simple. Temele dark. Am văzut asta. Deci, sunt unele tipuri de magazine, de site-uri pe care merg foarte bine lucrurile de genul ăsta. Dacă vinzi bijuterii, dacă vinzi produse de lux, dacă vinzi modă de foarte înalt nivel, poate pentru unele tipuri de filme sau artă sau nu știu ce. Dacă ești o prima persoană mai supărată sau mai deprimată sau vrei tu să folosești negru și ai tu anumite motive. Deci există motive pentru care unele culori se potrivesc. Dacă vorbești despre rock, poate e bine să scrii să ai fundal negru. Dar, în general, pentru marea majoritate, și sunt sigur că sunt și alte exemple și nu vă simțiți ofensați dacă am spus că negru merge bine. Cum văd eu că merge, nu înseamnă că asta e regula generală. Deci, alegeți negru și culori închise. La asta mă refer ceva de genul ăsta. Da? Cam așa. Asta, de exemplu, e deschisă, dar are tendințe să meargă spre închis. Cum e pe aici, de exemplu, e închis. Da? Deci, în genul ăsta. Sunt locuri la care se potrivește mai mult și locuri care se potrivește mai puțin. În general, eu v-aș recomanda să mergeți pe culori mai deschise. Apoi, alegeți o temă care să nu te încurce. De exemplu, pe mine tema asta X m-ar încurca, pentru că are multe opțiuni și pare o temă complicată, la prima vedere, fără să fie instalat. Dacă aș fi instalat-o, așa. Am lucrat la un site cu Avada, o variantă mult mai veche, nu varianta curentă. Mi-a fost foarte, foarte dificil să fac schimbări. Era, ca să-ți dai seama ce se modifici și unde și nu știu ce, era foarte complicat. Era complicat inclusiv să ai o temă și să vrei să schimbi ceva, să, nu știu, să faci ceva diferit. Adică nu doar adaptare principală, să zicem, voi ai prima pagină să arate diferit. Era foarte flexibil în sensul că puteai să faci multe lucruri cu homepage-ul și multe lucruri cu pagina interne, dar ca să știi să faci acele lucruri, îți lua ceva timp, nu era simplu. Și când spun alege o temă care să nu te încurce, mă refer la alege o temă care are gradul de complexitate pe care proiectul tău îl solicită. Și, în principal, n-ai nevoie de o temă care are foarte multe lucruri din care să tai neapărat multe. Word, când spun Word, da? Deci poți să editezi un text în Word sau poți să editezi un text în WordPad. Despre asta este vorba. WordPad, astea sunt toate funcțiile lui, mai are și View. Deci, nu înțeleg de ce au și View, deci puteau să le pună toate aici, dar mă rog, e treaba lor. Și ăsta e Word-ul, care are funcțiile de aici. Dacă umblu prin meniuri, mai găsesc și altele. Alege o temă care are gradul de complexitate de care ai nevoie. Cu cât e mai simplă, cu atât e mai ușor să editezi, dar dacă ai nevoie de o temă care să-ți permită multe lucruri, una simplă te încurcă, pentru că tu vrei să adaugi ceva și ca să programezi de la zero ceva, îți cere timp. Nu e ok. Și era mult mai bine să fi luat de la început o temă mai complexă. Slider. Nu recomand aproape niciodată slider. Deci am un articol pe blog, click to scroll, în care demonstrez, nu demonstrez, adun niște argumente că sliderele nu sunt ok. 90% din temele WordPress, poate e o cifră exagerată, 70-90, undeva între astea două, au slidere. Nu vă recomand să folosiți slidere. Luați pozele astea și puneți-le unele sub altele. Faceți o pagină lungă, prima pagină lungă. Am făcut recent un experiment, m-am uitat, numai puțin, unde era? Aici o să pun link la un articol pe care l-am citit. Nu, am făcut un recent, m-am uitat pe niște site-uri care încercau să vândă lucruri și erau niște site-uri mai obscure, nu erau genul de site-uri care te-ai mândri, niște site-uri mai, nu știu, la granița între legalitate și înșelăciune.
Ei, multe din ele aveau texte foarte lungi. Să vă zic și de video, vă recomand să puneți, deci textul vinde, dar mult mai bine vinde imaginea și mult mai bine vinde video. Deci dacă puteți să puneți video, puneți video. E un principiu general. Cu cât puteți înlocui mai mult text și foto cu video, cu atât mai bine. Cu cât puteți înlocui mai mult text cu foto, e mai bine. Deci optim e video, dacă nu se poate măcar poză, dacă nu se poate măcar text. Chestiuni animate și mișcătoare. Sunt tot felul de teme care se învârt lucrurile, se mișcă, se nu știu ce. Efectul e extrem de plăcut prima dată când intri pe site. Problema e când vrei să intri pe un site în fiecare zi și la un moment dat ai prefera ca lucrurile acelea animate să nu mai fie așa de animate și tu să-ți poți face treaba cât mai rapid și cât mai eficient. În această direcție nu vă recomand să mergeți pe texte, pe chestii animate. Dacă aveți un site pentru copii, dacă aveți anumite motive pentru care să animați lucrurile, puteți face ca excepție. Sau poate un site de jocuri, sau un site cu filme, sau nu știu. Există excepții, cu siguranță. Dar, în general, pentru multe site-uri, chestiile animate, mișcătoare, uite cum apare, uite ce efect, grozav, nu sunt recomandate. Iarăși, dacă am o temă de genul ăsta, e posibil să-mi permită să editez în loc de alb aici, să pot să pun o poză. Am văzut de foarte multe ori, într-o situație de genul acesta, cum oamenii, în loc să aleagă un fundal abia vizibil, cât mai pal, cât mai palid, cât mai greu de văzut, aleg un fundal, o pun o poză aici, nene, care ți-a ochii. Păi eu nu trebuie să mă uit pe bara laterală, asta e doar așa o chestie de decor, doar... Dacă tot mi-au căzut ochii aici, să văd ceva cât de cât plăcut. Dar în principiu trebuie să mă atrag aici. Oamenii aleg fotografii cu contrast puternic, mari, intense, colorate, nu știu ce, care îmi distrag atenția. Trebuie să știi foarte clar ce îți dorești de la vizitator. Poți să vrei să se aboneze la newsletter, să trimite știrea mai departe. Pentru asta îți recomand doar două butoane. Like and share. Poți să-l pui să se aboneze la newsletter, să cumpere ceva, să facă click pe reclame. Mă rog, era așa. Să revină pe site, să îi placă de mult încât să revină pe site. Tu trebuie să știi foarte clar ce-ți dorești de la vizitator și să-l ajuți în direcția aceasta. Adică dacă ai o casetă de newsletter, să scrie mare undeva, mă abonez. Dacă vrei să abonezi la RSS, să ai un buton de RSS. Dacă vrei să recomandă, să ai like și share. Trebuie să știi foarte clar ce-ți dorești de la vizitator. Mergi pe ideea de comunitate foarte mult. În general e bine să permiți comentariile. Poți să le moderezi, nu e nicio problemă, dar permite comentariile. Lasă oamenii să se aboneze la newsletter și zile dacă să-ți scrie din când în când. Când scrie un articol, întreabă, voi ce, cum ați face? Ce sugestii aveți? Ce nu știu ce? Mergi pe comunitate. Temele sunt făcute de autori. De exemplu, aceasta este făcută de VP Zoom. Acesta este un alt autor. Acesta este un altul. Întrebați sau încercați să aflați dacă dezvoltatorul temei voastre este ok. Am avut situații când am cumpărat temă și nu m-am uitat la dezvoltator și am citit câteva lucruri, părea ok, tema arăta bine, nu știu ce. Deci la un moment dat am ajuns să avem nevoie de dezvoltator și scriam-o. Hei, ne poți ajuta? Și persoana... ne dorind probabil să ne supere, nu ne spunea absolut nimic. Și noi vorbeam singuri acolo și era... Da. Deci trebuie să căutați să aveți un dezvoltator de temă care este ok și ulterior vă răspunde la întrebări. Da. Citiți review să vedeți ce au zis alții înainte de achiziție. Vedeți când a fost făcut ultimul update. Deci se poate afla dacă tema este actualizată sau nu este actualizată. Și încercați să aflați acest lucru și evitați să cumpărați o temă care nu a fost actualizată de un an de zile. E ceva un pic suspect. Un alt sfat, întrebați 5 prieteni. Luați tema și uite, avem 3 teme. Deci faci o listă scurtă. Deci nu le arăți 500 de teme. Da? Faci o listă scurtă. Și te duci cu ea la 5 prieteni și întrebi. Din astea 3, tu pe care ai alege? Pe asta, pe asta, pe asta. Și aleg. Încearcă să afli când a fost realizată o temă. Adică nu e doar când a fost făcut ultimul update, ci data realizării. Mergi pe criteriul ăsta.
consideră, dacă e prima dată când îți instalezi un WordPress și prima dată când folosești un site, consideră că e ceva temporar. Oricât ai încercat să nu faci greșeli și gafe majore, sigur vei face greșeli și gafe majore și peste 6 luni de la alegerea temei, dacă te-ar întreba cineva, foarte probabil o să zici, păi, n-aș alege tema asta pe care am ales-o acum 6 luni, în niciun caz, e o alegere foarte, foarte proastă. Asta o să se întâmple la prima temă. Ia-o ca un experiment, fă toți pașii care sunt necesari, tradu tema, lucrează la ea, customizează, nu știu ce, dar nu merge pe ideea, domnule, o să păstrezi tema 10 ani. După un timp vei dori probabil să o schimbi și probabil la a doua alegere va fi mult mai bună. Ce se schimbă ușor și ce se schimbă greu la o temă? E foarte ușor să tai lucruri. E extrem, extrem de ușor. E foarte ușor să schimbi texte. Deci dacă aici scrie un text, când spun foarte ușor, nu... E relativ ușor, pentru că e și o parte tehnică, trebuie să traduci, nu e chiar așa, dar, mă rog, în principiu e relativ simplu. Mai dificil este să înlocuiești sliderul acesta cu un alt slider sau să schimbi culorile și să arate și bine, să se potrivească între ele. Sau, dacă vrei, cercul ăsta să-l faci triunghi, deci sunt unele lucruri care sunt ceva mai grele. E simplu să schimbi culori. Nu, e simplu să schimbi textele și să înlocuiești pozele și să tai elemente și e ceva mai complicat dacă vrei să adaugi elemente noi. Foarte de rețele sociale vă recomand like și... Deci, vă recomand un plugin care să vă dea doar 2 butoane. Like și share pe Facebook. Răspunde 90% din site-urile pe care le-am făcut. Astea ar trebui să fie singurele butoane pe care aveți nevoie. Există și e-mail, print, this, trimite pe LinkedIn, tweet plus 1, G plus 1. Niciunul dintre ele nu sunt extrem de slabe. Deci, dacă mă întreb, e ok un print, un e-mail, un tweet this, LinkedIn plus 1, Google plus 1, nu știu ce? Da, nu e așa de rău. Dar nu e suficient de bun încât să justifice să fie acolo. Like și share e folosit de foarte, foarte multă lume, are un impact mare. Și scopul nu e neapărat să dea oamenii like și share, cât să se gândească să dea like și share. Da, doar să le vină în minte să dea like și share. După ce v-ați ales la câteva teme, așa, folosiți site-ul acesta JT Metrics și Webpage Test și rulați un test de viteză. O să vă spune niște lucruri, deci luați varianta demo a site-ului și o să vă spune niște lucruri despre cât de performantă este tema din punct de vedere tehnic. Când o să puneți tema la voi, sigur vor fi diferențe, pentru că vor fi alte imagini, veți mai scoate lucruri, poate o să scoateți ceva care nu e ok. Hostingul nu e din US sau UK sau de unde fi hostingul respectiv, hostingul e din România. Sigur vor fi diferențe între testul făcut pe demo și testul de la voi. Dar dacă testul făcut pe demo e foarte prost, e foarte puțin probabil, deci vă dă rezultate foarte proaste, e foarte puțin probabil că testul făcut la voi o să vă dea niște rezultate extrem de bune. Deci dacă a fost prost la ei, probabil o să fie prost și la voi. Tema asta, de exemplu, e o temă bună. Nu e excepțională, dar în principiu e o temă ok. E peste medie. E suficient. De aici trebuie să te asiguri, na, tu dacă pui numai poze pe prima pagină, o să scadă mult notele respective și tot așa. Și zic aici ce să faci. Pac. Pași, nu știu ce. Ce înseamnă asta? Așa. Și se dau explicații. Din punct de vedere al designului, cea mai importantă pagină este prima pagină. Lucrați să faceți prima pagină să arate cât mai bine. Nu înseamnă să neglijați complet celelalte pagini, dar faceți prima pagină ok. Folosiți subtitluri. De exemplu, la un text lung. Hai să deschidem un magazin. Caut un blog. Hai să vedem. Hai să legem un blog. Așa. Dacă ăsta ar fi un articol de blog, ar fi bine să fie, să aibă cum e, exact cum are aici, subtitluri. Faceți lucruri de genul ăsta și când le... Nu puneți doar bold, puneți cu taguri H2, H3. La tastatură Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 vă formatează textul ceva de genul ăsta. E bine să știți câteva lucruri despre copyright-ul pentru imagini pe internet. În principiu, nu aveți voie, nu e legal să căutați la Google o imagine și să o puneți pur și simplu pe site. Nu este în regulă. Citiți pe tema copyright imagini, o să vă dau un link. Căutați să aveți imagini frumoase și autentice, adică evitați o poză de
poza asta e ok, dar sunt un... Da, poza asta. Dacă aș fi Amazon, ar avea sens și ar fi autentică. Dacă nu sunt Amazon, sau poza asta. E foarte puțin probabil că eu voi fi în stare vreodată în viața mea să fac o poză de calitate a nivelului ăsteia. Dar, deci din punctul ăsta de vedere, e de preferat o poză făcută de mine autentică și proastă, decât o poză excepțională, grozavă, cu tot ce vrei, dar evident fals. Adică asta nu e în România, nu e făcută de mine, am luat și o poză de pe net. Nu e ok. Încercați să fiți autentici. Poză reală, nu știu ce. E de preferat asta decât o foarte frumoasă poză falsă. Când spun falsă, înțelegeți ideea. Nu, neautentică, nu că falsă. Ok. Fiți reali. Am întâlnit problema asta de foarte, foarte multe ori. Oamenii au o anumită discreție, jenă, sensibilitate să spună, domnule, sunt eu acolo, e despre mine, nu știu ce. Încercați să evitați aceste lucruri și să fiți reali, să fiți voienși și să vă prezentați. Puneți poze cu voienși. Apeluri la acțiune. Când la newsletter, mă abonez sau vreau noutăți sau ține-mă la curent sau află primul. La blog, citește mai departe, citește tot articolul, vezi mai departe. Citește și recomandă, recomandă articolul, comentează. Căutați să aveți apeluri la acțiune. Legat de project management, am scris acolo, lucrează în etape. Pun puțin pauză până mă gândesc ce am vrut să zic. Am vrut să zic că e de preferat, de fapt, corect era, lucrează în etape mari. De preferat să stai o zi și să-l faci multe lucruri și să avansezi mult la un site, mai degrabă decât să ai mici update-uri 6 luni de zile de acum încolo. Încercați să grupați. Hai să avem ziua în care facem conținutul pentru site. Ziua aia faceți numai conținut. Ziua în care facem poze la produse. Și aveți o zi în care nu mai faceți poze la produse. Evoluția la site e mult mai bună decât dacă faceți azi 3 poze, mâine 3 poze, mâine 3 poze și tot așa. Da, mâine, poi mâine răspund. Așa. Evitați să planificați totul de la început. Mi s-a întâmplat de multe ori să vin la prima întâlnire și să mi se spună totul și ulterior, când aveam nevoie de informațiile acelea, adică peste vreo câteva săptămâni, când se ajunge într-o anumită etapă a proiectului, eu să nu mai știu, persoana să nu mai rea și cumva a fost cam degeaba. Deci nu o spune tot de la început. Ok, hai să alegem o temă. Bun. E bine persoana care implementează proiectul să aibă idee despre pași, e bine ca persoana care asigură conținutul și e clientul să știe și ea procesul, dar nu este necesar de la început să intre în... E un obicei, hai să intrăm în toate detaliile încă de la început. Nu e necesar. V-aș recomanda să schimbați cât mai puțin la o temă. Alegeți de la bun început o temă care vă plac în principal culorile și doar le faceți mici ajustări. Vă plac în general elementele de pe pagini și doar le ajustați un pic. Evitați să alegeți o temă și să schimbați 40% din ea. Efortul e mult mai mare decât dacă ați merge pe o temă care vă place încă de la bun început. Cam astea ar fi sugestiile mele. Succes!